Era în 1993, în fiecare an, pe data de 3 mai, se sărbătorește Ziua Mondială a Libertății Presei. În întreaga lume, marcarea zilei de 3 mai contribuie la informarea opiniei publice în legătură cu violarea dreptului la libertatea de expresie, precum și la comemorarea curajului și a profesionalismului jurnaliștilor uciși, răniți și încarcerați în timpul exercitării profesiei. Credeți că presa din România este o presă liberă? Da, este o presă liberă, dar eu nu prea urmăresc presa din Roman, prea mult, nu prea am timp televizor acum, în perioada asta. Cenzurat de către cine trebuie și cine poate, nu e chiar foarte liberă presa. Cred că e cenzurat de cine poate, adică, mă rog, dacă cineva cu o... Există o zi mondială a presei, ar trebui să existe o zi mondială a presei, merită presa să fie sărbătorită, se face sau nu presă de calitate la noi în România? O opinie. Bineînțeles că trebuie sărbătorit, având în vedere că presa are un rol important în viața de zi cu zi, în viața tuturor. Bineînțeles că trebuie să aibă. Și bine că are o zi mondială. Atunci, cum ar fi viața noastră a tuturor dacă de mâine nu ar mai fi mass media? N-am mai aflat toate bârfele. Să văd ca o concluzie așa, mass media bârfește și atât. Informația nu prea mai este. Nu prea mai este. Înainte, da, dar... Sunt puține ziare de calitate care încă mai abordează subiecte așa cum trebuie. Despre presa din Roman, dacă vi se pare o presă liberă sau nu? Da, de obicei citesc monitorul din Roman, ziarul din Roman pe calculator și mi se pare articole destul de bunișoare. Și la obiect, așa, ce se întâmplă în oraș, și, bă, articole de sănătate am mai citit. După mine ar trebui să scrie orice. Adică să scrie realitatea, nu să iau un interviu de la cineva și respectivul să spună ceva și în ziar să apară totul întors pe dos sau eronat. La nivelul mass mediei naționale, din întreaga țară, avem o mass media de calitate sau nu? Sunt și ziare bune, sunt și ziare de scandal care nu-mi plac și prea mult mediatizează, nu știu, mai bine ar apărea articole de cultură ceva sau despre un om care are o carieră sau nu știu cum să mă exprim, dar prea mult cu fetițele, cu bombele, cu... Aici, la Roman, v-ați dori o emisiune pe o temă anume, care nu este încă realizată de niciun post de televiziune din Roman? Îmi plăcea odată, era o emisiune la CNS cu femei de succes. Nu mai este, îmi plăcea, chiar îmi plăcea. Da, acum nu știu ce aș mai propune. Poate ceva tot așa, în general, de sănătate sau educațional pentru copii. Nu, altceva nu știu ce să vă zic. Odată cu apariția presei, oamenii au avut acces rapid și sigur la informațiile de orice tip. Nu degeaba presa este considerată ca fiind a patra putere în stat.